Alarma a fost dată noaptea trecută în jurul orei 1. Un adolescent de 14 ani a sunat la 112 și a anunțat că în apartamentul în care se afla a izbucnit un incendiu și este fum gros. Pompierii au pornit imediat către cartierul Dorobanți Extindere, acolo de unde a fost efectuat apelul, și l-au scos pe băiat din casă. Imediat după aceea au trecut la stingerea focului, care ardea mocnit în dormitor. Detașamentul de pompieri Buzău a intervenit în municipiul Buzău, cartierul Dorobanți, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de apartament. În interiorul apartamentului a fost găsit un copil minor care a fost salvat și preluat ulterior de echipajul SMUS și transportat la UCU. Ulterior s-a intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului. Cam cât a durat intervenția? Intervenția a durat aproximativ o oră. Din fericire, băiatul a scăpat cu viață, dar cu o sperietură groaznică. Marele lui noroc a fost că a simțit mirosul de fum și s-a trezit din somn înainte ca focul să cuprindă toată încăperea. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit de la un fier de călcat lăsat în priză. Sora băiatului și-a călcat o cămașă, după care a plecat în oraș fără să mai scoată fierul din priză. Acum, sora mai mare a adolescentului va trebui să ofere explicații și proprietarilor apartamentului, pentru că cei doi locuiau cu chirie.